Mi s-a ridicat părul pe mână când am văzut cu ce o să zburăm. Cel mai mare avion din lume. A380. De când îmi doresc eu o asemenea experiență? Salutare și bună dimineața! Dimineața! Acest vlog îl încep aici. Noi tocmai am plecat de la Deva. Îl încep aici pe drumul spre București și o să-l închei cel mai probabil la cazarea din Thailanda. Cât o să dureze acest drum, o să vedem. Deocamdată am plecat înspre Sibiu. Ramona mă va duce până la Sibiu doar, pentru că de la Sibiu mă întâlnesc cu Alin și mergem împreună. Alin e celălalt băiat care vine cu noi în Thailanda cu mine și cu Sorin. Pe Alin îl cunoașteți, am fost împreună în Croația și anul ăsta și anul trecut. A mai apărut prin vlogurile noastre, știți despre cine vorbesc. Mergem în prima fază la Sibiu, de acolo mai departe spre București, după masă avem zbor spre Thailanda via Doha. Hai să vedem cum decurge această lungă, lungă, lungă călătorie. Ciao porco! Ciao porco! De aici era... Lucrurile din Croația, i-l-a adus Alin acum. De aici Ramona pleacă spre casă. Eu cu Alin ne continuăm drumul spre București. Ne-am pus la drum, suntem pe Valea Oltului, deocamdată avem ceață multă. Traficul e lejer deocamdată. Să sperăm că e tot la fel până la Vâlcea. Am plecat oricum, ne-am luat marjă mare de timp să avem, să n-avem stres pe drum. Zborul e de-abia la 5:30. Avem timp. Am trecut foarte lejer de Valea Oltului, foarte gol astăzi în dimineața asta. Suntem pe dealul Negru, mai avem un pic până la Pitești. Suntem pe centura Bucureștiului, am venit foarte bine până aici. Noi ne-am luat marjă de timp ca lumea că putea fi trafic intens pe Valea Oltului. Dar am venit foarte bine, așa că mergem până la Frumușani, prima dată la Sorin, și de acolo plecăm împreună spre aeroport. Noi aveam de gând să mergem direct în aeroport, dar dacă am venit așa de bine, avem prea mult timp. Ajungem la Sorin în curte. Ne întâmpină căței. Ne-au întâmpinat căței. Sorin nu e acasă. Numai bine prindem niște pești să facem antrenament până vine el. Ne putem antrena aici pentru ce urmează zilele următoare. Sorin direct l-a făcut grătare. Mai avem vreme, nu? Oricum fie întors în Thailanda, acolo, la tăiței. O, da! O să mâncăm numai carne dulce și iute de acum. Mici oaie, mici vite porc oaie, frigărui de berbecuț. Astea arată într-un mare fel. Sunt de la Măcelăria Premium Meat, cu băiatul care am făcut, cu Liviu, cu care am făcut vlogul. Podcastul, de fapt. Da, da, l-am văzut. Cam cei mai buni mici care am mâncat eu, adică nu mă plătește, nu-mi face discount, dar eu totdeauna când fac reclamă, fac în mod gratuit și că chiar cred că așa este. Foarte bine arată, da, toate. Și foarte bune, adică top, top. Mă arată, uite. Pastramă de oaie. Impecabilă. Ai de capul meu, n-ai, eu de asta sunt cel mai curios. Arată și bine și e foarte moale, foarte... E bine că aici în zonă... Pastramă de oaie moale, ca de la băiatul ăsta. E bine că în zonă se găsește carne de oaie, că la noi nu prea se găsește. Da, da. Chiar dacă e o zonă de ciobani. Băiatul ăsta, cum a lucrat ani de zile la turci, care mănâncă oaie foarte mult, știe exact... S-a specializat în oaie, da. S-a specializat în oaie. Cât de bine arată.
Cât de bine miroase. La business class nu prea, șampanie, caviar, de astea, adică mâncați acum. Mici nu. O să fie doar Marcel. The hate. Nenorocitule, zbor la business class. Păi asta vreau să zic, ai la vândut, premieră. E vândut iară. Premieră pentru mine, voi zbura business class. Și la pescuit la 5 stele cu piscină. Adică super mare, uite. Cu cuțit ăsta care nu taie, vezi? Uite. Pastrama de oaie. Da. Mm. Cum e? E bună? Cum e? Mai fac? Mai nu, bun? Nu, e perfectă. E perfectă. Vezi să... Doamne, ce bună. Te-am zis, e numărul 1. Băiatul e profesor. Nebunie. Totuși am zis că dacă zburăm cu avionul să nu trecem la cola și să bem un vin roze. Merge la fix după atâta mâncare. Că s-ar putea să zburăm private, să nu mai zboare nimeni cu noi. Ne facem plinul și de mere și pere, că de mâine trecem pe mango. Uite și piersici de alea de vie. Foarte faine. De mâine mango și durian. Băgăm durian la greu. Mm-hmm. Sper să fie sezon. Dar ții tu la tine în cameră. Gata, suntem în mașină, am plecat spre aeroport. Toată trupa aici de față. Avem vreo 2 ore jumate, 3 ore de stat în aeroport. Eu stresat pentru că mă duc mai repede de regulă. Dar acum zbor pentru prima dată business class și Sorin mi-a zis că nu-i problemă. Acolo nu-i problemă. Nu se înghesie lumea. Am ajuns în aeroport. Mergem să facem check-in-ul. O să avem un zbor foarte lung. Zburăm cu Qatar Airways. Primul segment București-Doha, după aia Doha-Bangkok. Și în premieră mă aliniez și eu aici. Va fi primul meu zbor la business class. Check-in-ul făcut. Boarding card-ul ăsta direct la înrămat va merge. Trafic intens astăzi pe aeroportul din Otopeni. Da, se mișcă repede. Sunt deschise toate birourile de control. Trecuți de toate controalele, asta e cea mai faină zonă din aeroportul Otopeni. Cel puțin pentru mine. De ce? Ieșirea din... Asta ai înseamnă, asta înseamnă călătorie. Când văd tunelul ăsta, înseamnă călătorie. Pentru prima dată în salonul business de la Otopeni. Nu e cine știe ce, cafele, ceva iaurturi, cam atât, apă, mi-am luat și eu o cafea. Napolitane, au și napolitane, să știi. Nu le-am văzut. Da, da. Napolitane pe partea dreaptă. Gata, ne îmbarcăm, suntem în poarta de îmbarcare. Primul segment spre Doha. Primul zbor va fi cu un A320, următorul din Doha cu 777. Cam așa arată business class-ul în avioanele astea mici de la Qatar. Spațiu la picioare cât vrei. Am primit o pătură, pernă. Avem apă, un kit de travel. Nu știu ce acolo, dar vedem mai târziu. Căști de calitate, clar. Aici stă Alin lângă mine. Da, o cu totul și cu totul altă experiență. Foarte cântat. Monitoarele sunt mult mai mari.
le butonăm imediat și sistemul media. Thank you. Deja am fost serviți cu o limonadă cu mentă. Ne-au adus meniuri. Un meniu pentru mâncare, n-am apucat să răsfoiesc, și un meniu special separat de vinuri. Poți să-ți comanzi orice vin, șampanie. Văd nume scumpe de șampanie. Probabil nici vinurile nu sunt de aici, de acolo, dar vinurile chiar nu le știu. Tării, cocktailuri, bere, coniac. Iar meniul arată cam așa. Limonada e chiar excelentă. Cred că e de cea mai bună calitate limonadă pe care am avut-o vreodată. Limonadă cu mentă, dulce, asta cum îmi place mie. Gata, am decolat. Hai să vedem ce conține kitul ăsta. Mănuși de unică folosință. Gel de mâini. Asta nu-mi place. Asta mi-amintește de vremuri grele. Iar aici dopuri de uletchi, protecție de ochi pentru somn și o pereche de ciorapi. Hai să ne jucăm un pic și cu controlele la scaun. Efectiv s-a făcut pat. Cu siguranță după masă o să trag un somnic. Am și comandat din meniu. Avem mai multe feluri de mâncare. Am comandat steak de vită și, bineînțeles, un vin roșu. Alin și-a luat șampanie. Și cu Sorin, eu mi-am comandat vin roșu. Sănătate. Sănătate bună.
Hai să butonăm un pic să vedem și ce filme sunt. Am o telecomandă aici cu touch screen. Văd titluri noi de filme. Dar zborul ăsta e prea scurt. Are doar 4 ore. Și vă dați seama, eu zic că e un zbor scurt. La ce tratație văd aici. Nu cred că apuc să mă uit la un film. Iar căștile astea sunt de o calitate deosebită. Și sistemul de sunet, în momentul în care ți-ai pus căștile pe urechi, e liniște, liniște de plină, nu mai auzi absolut nimic. Mă gândeam eu când apuc să mă uit la film, vreau să mă uit la noul Avatar, că n-am apucat să-l văd. Dar deja ni se pregătește masa. Deci, fix ca la un restaurant de 5 stele. Sunt profund, profund impresionat. Cam așa arată cina. Fix ca la un restaurant de 5 stele. Deci cum poate să arată steak-ul ăsta? Deci vine să linci farfuria. Bireul a fost senzațional. Și carnea la fel. Totul de fapt a fost extraordinar de bun. Desert tiramisu. Până la urmă, după masă, m-am pus la film. Pentru că dacă nu-l termin acum pe zborul ăsta, urmează încă un zbor de 7 ore. Am comandat și un ceai. Caracti. Am aterizat în Doha. Ai văzut? Fie-ai bine așteaptă. Bine să cred. Deci chiar ne așteaptă, nu-mi venea să cred. Categoric cel mai tare zbor al meu de până acum. Și urmează unul și mai tare, cu un 777. Da, transferul e pe autobuz. Eu bază. Acum mi-a zis Sorin că, de fapt, el așa a făcut rezervarea cu transfer VIP. De asta ne-a așteptat numai pe noi cineva aici. Dar cât e de frumos aeroportul ăsta, nu-i băgat să stea la cost, la pașapoarte, să așteptăm să... Ai dreptate. Avem vreo 3 ore jumate, 4 ore de stat. E numai bine să vedem un pic din aeroport. De aici vom merge direct în lounge-ul Qatar. Sunt curios să văd cum arată lounge-ul de aici. După aia cred că vom merge să vedem și aripa nouă a aeroportului, pe care eu încă n-am văzut-o. Sorin a fost și zice că e senzațional. E genul ăla ca în Singapore, cu fântâni care cad, cu vergeață multe, cu grădini alea. Da, e destul de gol aeroportul. Da, fiind foarte mare. A, uite ursulețul. Direct la ursuleț am ieșit. Simbolul aeroportului din Doha. N-am mai văzut ursulețul de prin 2015, când am zburat prima dată în Zanzibar.
Te simt. Ciao, ursulețule. De aici urcăm spre lounge. Dăm o tură așa să vedem. Deci cum arată lounge-ul? E un etaj întreg de fapt. Sau diferite restaurante și baruri. Mergem așa. Cu siguranță nu o să ne plictisim 4 ore aici. Aici e unul dintre restaurante, zice Sorin. El a mai trecut pe aici, eu sunt premieră. Și mai avem unul sus la etaj, unde au și sushi și tot ce vrei. Clar, cel mai mare lounge pe care l-am văzut vreodată. Uitați-vă cum poate să arate zona asta. Da, eu sunt fascinat, absolut fascinat. Picură, da, 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 ce tare. Putea senzația de ploaie așa, uite, pică de susare. Se fac un pică de susare. De zona asta e top. Poarta noastră e chiar lângă. Da, e chiar aici aproape, poarta. A, și pe aici urcăm sus. Da. Peste tot locuri de cafea, de gustărele. Totul free, bineînțeles. Limonadă. Ma, cum arată pe aici. Aud, dar idei bune, nu? Da, e incredibil. Incredibil. Restaurante, mâncare. Au de multe feluri. Cât vezi cu ochii mâncare. Cine mai poate mânca? Deci cum arată pe aici? Nu-i nimic, nu-i nimic. Mi-am dat seama. Păcat că am mâncat atâta în avion. Uite cum arată humusul ăsta și e și bun ca... Un humus nu mă pot abține să nu gust aici. Vrei să stăm acum sau mai dăm o tură și după aia mai târziu un pic? Mai târziu un pic, mai târziu un pic, că nu pot acum. Că să arată tabule. După aia când ne urcăm în avionul celălalt. Avem 2 mese sau 3, nu mai știu câte. Păi da, că e 7 ore de zbor. Da, e clar o locație exclusivistă. O să ne așezăm aici undeva la o masă. Și așteptăm să ni se facă foame. Aia trebuie să facem acum. Poate găsim ceva rătie să bem. Sunt convins că găsim și un vin ars. Ce frumos. Prăjituri, fructe... De aici totul e top. Vezi cum arată, plăcute. Mare artă. La niciunul dintre noi nu-i foame, așa că dăm niște ture pe aici, poate ne ia foamea. Să găsim grădina aia frumoasă. Da, da, mergem în aripa nouă a aeroportului, care s-a deschis acum nu de mult. Exponate de prin aeroportul din Doha. Secunde la 200 km pe oră. 9 secunde la 200. Ma. Imens, imens aeroportul. Loc de joacă pentru copii. Benzile astea nu mi-amintesc decât
de ultima dată când am trecut pe aici, anume prin 2015, și era să pierd zborul de legătură, zburam spre Zanzibar pentru prima dată și am alergat o oră pe aici prin aeroportul ăsta pe benzi, între poarta la care am venit și poarta la care am plecat. La Mustață am prins zborul. Veneam din Dubai și acum mi-amintesc, prinsesem un zbor tot cu Qatar Airways la $100, ceea ce a fost fenomen. De-aia m-am și dus în Zanzibar în 2015. Alte exponate pe aici. E imens! Absolut imens aeroportul. Mergem deja de vreo 10-15 minute pe jos. Ajungem la grădină. Fantastic, absolut fantastic. Mi-aduce aminte de aeroportul din Singapore. Cam același design. Și dintr-o dată ne plimbăm prin junglă. Cât de tare! Da, combinația asta de arhitectură modernă, arhitectură nouă și cu verdeață e top, 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 top. Fascinant, fascinant. Să aduci o pădure tropicală într-un aeroport e într-adevăr lucru mare. Și hai să zicem că în Singapore e de acolo, dar aici în mijlocul deșertului e și mai fascinant să creezi așa ceva. Bravo lor, bravo lor, felicitări. E incredibil. Mare lucru să nu fie același arhitect cu cel care a creat Garden by the Bay din Singapore, pentru că exact senzația aia o am aici, inclusiv pasarela asta pe deasupra pădurii tropicale e la fel. Iar turnurile astea mă duc cu gândul la Super 3 din Garden by the Bay. Fascinant, absolut fascinant. Dacă tot suntem aici în aripa nouă, mergem să vedem și lounge-ul ăstălalt. Dăm o tură și pe acolo, nu că am putea mânca ceva sau ceva, dar mergem măcar să-l vedem. Deci ăsta e și mai luxos, probabil fiind în aripa nouă a aeroportului. Ai vedere la grădină? Din nou gustărele peste gustărele. Cafele, ceaiuri, limonadă, șampania e la gheață, vinuri, doar mărci scumpe. Categoric sunt în cel mai luxos loc dintr-un aeroport de până acum. Nu știu care poate să îl depășească pe ăsta. Probabil cel din Singapore, tot la fel la business class.
bar cu tot felul de băuturi, gusterele din nou, gusterele peste gusterele, toate arată într-un mare, mare fel. Facilități interesante aici, dușuri. Știți de tot, halat, gel de duș, șampon, ce vrei tu? Știu că trebuie să fie și o piscină undeva. Da, acolo unde e spa-ul. Probabil acolo, acolo e. Spa-ul și gym-ul și acolo este și piscina. Deci cum arată și pe aici mâncarea. Clar, în seara asta o să mănânc niște sushi ori aici, ori dincolo. Și ceva fructe, că altceva nu mai pot. Dar clar, e top, 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 tot ce am văzut aici. Luxul dus la extrem, cam asta e. Cam asta e aici. E efectiv extremul lux pe care l-am văzut eu vreodată. Babaganuș, humus. Și eu nu mai pot să gust nimic. Mandarină. Eu nu mai pot să iau nici măcar o mandarină. Deci acolo salate. Am văzut, am văzut. E top, 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 top. Luxul dus la extrem, asta e aici. Înapoi am hotărât să mergem cu trenul, să vedem cum se vede și din tren. Da, să ajungi dintr-o parte în alta aeroportului, poți să iei un tren. De aici luăm trenul. Hai să vedem dacă îl mai prindem pe ăsta. L-am prins. Cam așa arată terminalul din tren. Mare lucru, nu mai putem mânca, dar la niște sushi eu nu rezist. Așa de gust, de poftă. Doar așa de test. Foarte bine arată. A venit după noi, ne duce la îmbarcare. Acum avem o dilemă. Nu ai o dilemă, eu n-am nicio dilemă. Eu spun că e A380, cel mai mare avion din lume, A380-800, și Marcel zice că e 777. Încă nu știu. De când aveau păcănele la Forța și juca la păcănele, a rămas cu 777. Încă nu știi cu ce zburăm. Pe un site scrie că va fi A380, pe un site 777. Acum până în poarta avionului, nu știm. Oricum am făcut pariu postică de șampanie care rupem în avion. Mi s-a ridicat părul pe mână când am văzut cu ce o să zburăm. Cel mai mare avion din lume, A380. De când îmi doresc eu o asemenea experiență? Deci e absolut imens. Nu vă dați seama ce emoții am să zbor în sfârșit cu așa ceva. O imensitate de avion. Avem burduf separat pentru etaj și business class. E imens, imens, imens. Ăsta e locul meu. Cam asta e toată clasa business. Și mai e și în față. Da, mai sunt locuri și în față și mai e încă o punte mai jos. Mai jos, da. Aici, clar, o să-mi prind urechile pe la butoanele astea. De ce? E simplu. Te uiți unde arată 4. E un buton cu 4. Mhm. Și
Deci aveți butonul după pat și se face pat. Păi cred că asta o să și facem, că hai, vezi că e un buton cu pat acolo, vezi? Trebuie să dormim. E ora 1:30 noaptea. Și apeși până să face pat. Thank you. Da, nu vă pot exprima, nu vă pot spune ce emoții am și nu-mi vine să cred unde sunt, efectiv. Din nou am primit meniuri, meniul de vinuri deja îl cunosc. Aceleași șampanii, aceleași vinuri. Mâncare, clar, nu mai ne trebuie, poate dimineață un mic dejun. Da, arată altfel față de cel de pe primul zbor. Am primit inclusiv o pijama. Alin, nu știu ce au găsit acolo, habar n-am. A, un șervețel, e suportul de șervețel. Hai să vedem pe aici, am o perină. Încă o perină, pătură, o borsetuță cu produse, probabil aceleași produse care le-am avut și dincolo. Am luat și eu un pahar de șampanie. Sănătate, sănătate, sănătate bună. Asta e, am pierdut pariu, dau eu șampania. Aline. N-am ce face, am pierdut pariu, trebuie să dau eu. Bineînțeles că și scaunul ăsta se face pat. Spațiu mult mai mare ca în celălalt avion, în A320. Că nu puteam imagina că poate să existe într-un avion. Da, sunt fascinat de zborul ăsta și de-abia aștept să aud 4 motoare turate. Plecăm imediat. Gata, ne mișcăm spre pista de decolare. Incredibil cum se simte forța motoarelor. 4 motoare turate la maxim și un mastodont. Fascinant, absolut fascinant. Atâta forță în motoare și atâta liniște în avion. După decolare mai fac un singur lucru. Apăs pe butonul ăsta de pat. Și somn. Salutare și bună dimineața. Aseară când, de fapt azi noapte când m-am pus la somn, m-a întrebat dacă vreau să mănânc ceva în timpul nopții, am spus că nu. Și am comandat pentru micul dejun. Mai avem o oră jumate până la aterizare. Deja mi-a venit micul dejun. Cam așa arată din nou condiții de 5 stele. Micul dejun continuă cu un platou de fructe. Și felul principal, full. Full arabesc. Vom ateriza în maxim 20 de minute. Categoric, pentru mine a fost experiența supremă de zbor și nu știu dacă va mai fi un zbor care să legaleze pe ăsta, pentru că mai mult de atât nu prea ai cum să
să zbor. Cel mai mare avion din lume, business class, A380. Nu știu dacă e un zbor mai tare ca ăsta, categoric. Ăsta va rămâne în istorie, cel puțin pentru mine. A fost extrem de confortabil, am și dormit, pat complet, mâncare de restaurant de 5 stele. Totul la cel mai mic detaliu, atenția din partea echipajului, incredibilă. Da, o experiență extraordinară și da, trebuie să-i mulțumesc lui Sorin pentru asta, că altfel n-aveam cea mai mică șansă să ajung aici. Într-un fel îmi pare rău că ajung. Aș mai fi putut zbura vreo 10-12 ore fără nicio mai mică problemă. Și am aterizat în Bangkok, la căldură. A fost categoric cel mai tare zbor al meu de până acum. Mergem să ne luăm viza, după aia avem transfer în resortul de pescuit, unde o să stăm următoarele zile. Avionul cu care am venit e acolo, dar nu se vede prea bine. Aeroportul din Thailanda e imens. Am zis lui Sorin că aș mai fi zburat pe 10 ore fără probleme. Da, am și prins la fix fuzul ăla, în diferență ăla de 4 ore. Da. Și am dormit chiar noaptea, când era noapte în România și nu suntem obosiți deloc. Adică suntem e foarte... Foarte. La viză e simplu, nu e nici aglomerat, am completat numai niște formulare. Ideea e că trebuie plătit, se plătește doar în monedă locală, a trebuit să schimbă. A durat 5 minute să luăm viza, s-a rezolvat și cu pozele, eu aveam poze în portofel, pentru că știam că aici trebuie poze. Sorin și cu Alin au avut, dar n-a fost problemă că le-a făcut cu telefonul. Dai banul, se rezolvă orice poză pe loc cu telefonul. Ne îndreptăm spre ieșire. Avem informațiile de la șoferul care ne așteaptă. Meeting point, Dingsei de airport, door exit number 3. Din 10. Da, și level 2. Etajul 2. Da, uite aici. Da, perfect. Păi mergem spre ieșire, clar. Uite aici, în dreapta. Trebuie să căutăm ieșirea 3, mai mergem un pic. Aici e 8, oho, până în capăt avem de mers. Ne-a așteptat omul aici cu numele nostru. Așteptăm un picuț și mergem spre cazare. Ce dor îmi era de engleza cântată a tailandezelor. Ne-a luat omulețul, ne duce la mașină. Avem de mers ceva până la resort. Să ieșim din aeroport să vedem exact cum e vremea. Că de cald e cald. Umiditatea ne va omorî pentru că e sezon plus. Abia acum am ieșit din aeroport. Uzi instant. Umiditate foarte mare. Sorin e live pe TikTok cu Marian Borcea care e în Seychelles. Trebuie să vină mașina. Ce am făcut? Yeah. Everything is okay. Yeah, we are three people. Normal că vin patru. Dar plecăm spre resort imediat. Plecăm spre resort, da. Avem și perdele. Ar trebui să le tragem. Să vedem traficul nebunesc din Bangkok. Tocmai a trecut podul peste Chao Phraya. Avem de mers destul de mult, vreo 200 de kilometri până la resortul de pescuit. Am făcut o pauză
după vreo 50 de kilometri, cred. Hi, porc! Hi, porc! Salutăm porcul! Ce hi, tare! Porc. Aici. Primele imagini din toaletă din Thailanda. Toyota furioasa noastră. Cu tavan de haur. Aici am ieșit de pe autostradă. Mai aveam câteva minute până la locație. Mergem prin niște sate. Mormora de tractor. Mergem prin plantații de orez. Păsări acolo la plantație, pe partea alaltă. Unde vine unul cu lemne. Vine iarna, ce să... Trebuie lemne dacă vine iarna. Păcuțele la păscut. Faci cocoșate. Faci cu cocoașă, da. Jurassic Mountain se cheamă resortul unde stăm. Tocmai am intrat în curte. O să ne luăm cazarea în primire. Aruncăm o privire pe aici după aia. Dăm o tură să ne plimbăm. De-i face semn. Primele imagini din resort sunt absolut wow. Ne luăm camerele în primire. Ah, ai Marcel? Eu stau în camera bambu. Mi-am luat camera în primire. Mă gândeam că e wow. Chiar e wow. Un spațiu foarte mare aici la intrare. Pătălău cum îmi place mie. Totul foarte curat. Aici chicinetă. Să frigem ce prindem. Glumesc, bineînțeles. Minibar cu tot ce trebuie. Iar aici e baia. La fel, totul foarte curat. Miroase a parfum peste tot. O cazare de nota 10 plus. Am și târnați aici. Aici, în următoarea stă Sorin, dincolo Alin. Suntem toți grupați aici. Câteva imagini așa scurt din resort, pentru că astăzi multe n-o să facem. Probabil facem o băiță aici, în piscina asta. Și azi relaxare, acomodare cu clima. Mâncăm ceva și ne odihnim, pentru că mâine va fi prima zi de pescuit. Că de fapt noi pentru asta suntem aici, special pentru pescuit. Pescuit care se va face aici la lacurile astea. Sunt mai multe lacuri din câte am înțeles. Aici e restaurantul. N-am ce să zic, e top, 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 top locația. Fabulos, efectiv fabulos. Iar acest vlog o să îl închei aici.
fix la 31 de ore de când am plecat de acasă. Atât a durat drumul până aici, din fața blocului de la Deva până la cazarea de aici, din Thailanda. Încheiem aici acest vlog. Vă arăt și vouă un mod diferit de călătorit. Eu sunt foarte încântat că am ocazia să experimentez așa ceva. Vă dați seama că e o experiență unică. Vouă vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc mult pentru că v-ați abonat la acest canal. Bineînțeles, îi voi mulțumi în continuu lui Sorin pentru oportunitatea asta. Mulțumesc tuturor membrilor, tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Și până la următorul vlog, eu vă spun la revedere!